Spune, da. Și va trăi. S-a întâmplat ceva? Eu sunt Damian. Intru unde vreau și când vreau, știi? Din episoadele anterioare. Da. Da? Mă voi mărita cu tine, dar lasă-l pe Sorin să plece. A scăpat cu viață, dar e privat de libertate. Dacă încerci să fugi, te trezești urgent cu un glonț în ceafă. Deși oficial are statutul de oaspete, Sorin e păzit cu strășnicie de oamenii lui Ali. Tată! Tentativa lui Damian de a-și elibera fiul a eșuat. Sunt fericit, bre. Sunt fericit să mor eu dacă te vii. Sunt fericit că în sfârșit sunt cu tine la pușcărie. În timp ce Cometa este închisă alături de Iani, Radu o ține tot într-un desmăț. Ce frumoasă este viața când te zgoli de dimineața. Un singur mic incident era cât pe ce să-i strice buna dispoziție. Este o reclamație de la un vecin că aici se întâmplă o ruptă de minore. Neștiind că Damian a fost capturat între timp, Daniel a crezut că îl ține în șah pe Ali, mințindu-l că e de partea lui. Dacă vă vroiam morți, erați morți. Înțelegi? Am venit să-mi primesc locul cuvenit. Perfidul mafiot i-a făcut jocul, dar acum îl obligă să-și dovedească loialitatea. În fața ta sunt cei mai mari dușmani ai mei. Împușcă-i pe amândoi și vei fi mâna mea dreaptă. Dacă vrei să afli care este decizia lui Daniel, rămâi alături de noi. În câteva momente, Iubiri Secrete revine cu un nou episod încărcat de suspans. Tupeu, ceva imaginație și accent arabesc. Se pare că lui Radu nu-i trebuie nimic altceva ca să ajungă la inima celor două dansatoare. Măi, băiatule, cum îți zice ție, alo, adune niște zdruguri, de rog. S-a auzit necaz. Nu mai avem fructe. Nu-mi dai, prințe, niște bani să cumpăr? Dragul meu, gum de gheamă pe tine... tu cred că nu vezi bine, fructe există. Și dacă mă enervezi așa, nu mai vreau nicio fructă de la tine. Băi, nu mai mâncăm niciun fel de fructă, gata. Dar ce faci, prințe? Le super pe fete? Vrei să arunci cu bani în stânga și în dreapta pe botox și acid hialuronic? Măi, băiatule, băi, deci eu nu știu ce vorbește sclavul ăsta cu mine, tot nu înțeleg. Păi dacă nu le faci poftele, le apar riduri. Are dreptate. Uite, eu vreau botox. Să am buzele așa. Ca păpușa Barbie. Și prințule, mie poți să-mi pui silicoane de alea mari. La cât de bogat ești? Ce mai contează câteva mii de euro, nu? Fă-le poftele fetelor. Și cu permisiunea dumneavoastră, mă duc până în bucătărie să văd ce-i de mâncare. Da, de rog, du-te și nu te mai îndoarge. Ah, ba, o să mă întorc. Să discutăm de afacerea tatălui dumneavoastră. Și despre cadourile alea scumpe, din aur. Ah! Aoleu, ăsta era un secret, fetelor, mă scuzați. Dar prințul este foarte bogat. Și cum este atât de bogat, vrea să vă facă fericite. Chiar așa, prințule. Mie de ce nu îmi cumperi un lănțișor mare de aur? Am auzit că aurul e ieftin acolo la voi. Și mie poți să-mi iei o brățară pentru picior și un inel mare. Și mie cercei de aur. Și mie o brățară pentru mână. Auzi? Tu de ce vrei mai mult? Pentru că sunt șmecheră de aia. Ești, nu, ești deloc șmecheră, pleacă din cea fără. Viețile lui Sorin și a lui Damian se află în mâinile lui Daniel.
Acum se va decide de partea cui este fiul Zuleyei. Înțelegi ce s-am cerut, Daniel? Nenorocitule, o să plătești pentru asta. Daniel, nu l-asculta. Tot în viață se plătește. Fiul tău dorește să fie în tabăra mea, așa că trebuie să-și dovedească loialitatea. Împușcă-i. Sorin nu ți-a făcut nimic. Băiatul meu nu te-a deranjat cu nimic. Nu e băgat în afacerile mele. Este o piedică. Orice piedică trebuie îndepărtată la timp. Dane, nu uita din ce familie ești. Familie? Familie? Eu nu am familie. Ce familie? Un tată care mi-a luat ficatul și l-a dat dușmanului meu? Familie? Sorin nu are nimic de face cu asta. E numai vina mea. Întocmai. Dacă era fratele meu și mă iubea cu adevărat, nu-ți permitea ție să-mi faci tot ce mi-ai făcut. Înțelegi? Înțelegi? Daniel, uite-te în ochii mei și spunem că noi doi nu suntem frați și te iert. Mă ierți? Tu mă ierți pe mine? Da. Tu? Împușcă-l și ești ajutorul meu! Dane! Sorry. Sorry, băiatul meu. Pentru ce ai făcut pentru asta? Am să te omor cu mâna mea. Serios? Tu o să mă omori pe mine! Tu! Cred că nu vezi la cine e pistolul. Sorin s-a dus în rai. Pe tine o să te trimit direct în iad! În iad. În iad o să te aștept. Și de acolo o să mă răzbun pe tine. Ce bine să începi să te rogi atunci. A voi momentul să plătești pentru tot ce mi-ai făcut, nenorocitule. Omoară-l și pe Damian! Zgomotul împușcăturii a alertat-o pe Zuleya. Ar vrea să știe ce s-a întâmplat, dar asta ar însemna să scape mai întâi de Fatima. Ceva nu e regulă. Ai auzit tu focul de armă? Da. Nu contează ce se întâmplă în casă. Cum adică nu contează? Dacă Alice se luptă cu cineva și noi o să fim răpite și bajocorite. Nu asta e problema ta. Ți-e frică să nu-i fi făcut ceva fiului tău cel trădător? Sorin? S-a întâmplat ceva cu Sorin? Trebuie să mă las să văd ce s-a întâmplat. Sper să nu fi pățit Mădălin ceva. Nu pleci nicăieri. Lasă-mă să văd ce s-a întâmplat. Am spus că nu pleci nicăieri. Ce faci? Îndrăznesc să o ameninț pe mama cu pistolul? Treci acolo pe pat. Să nu crezi că nu știu să-l folosesc. Ascultă, mama. Sonia, ascultă, e nebună. Eu nebună? Eu care sunt în stare să mor pentru Ali? Da, tu! Tu ești nebună! În loc să vezi ce se întâmplă în casa ta, unde se trage cu arma, tu stai să ne păzești pe noi. Poate în timpul ăsta, Ali, cel pentru care ești în stare să-ți dai viața, a fost asasinat. Ce faci atunci? La asta nu te gândești? Hm? A, ce? Te gândești că s-ar putea să ai dreptate? Ce e, Fatima? Ți-a venit mintea la cap? Te gândești că am dreptate, nu? Taci! Dacă ai rămas văduva de o oară, ce o să faci? Nu o să te mai ia nimeni, nu o să creadă că ești blestemată. Sunteți la fel! Două femei blestemate și vă voi pedepsi pe amândouă! Dacă faceți vreo mișcare, vă împușcă! Gândește-te, Fatima. Timpul trece. Poate Ali e mort. Ce o să faci atunci? Vă împușc pe amândouă.
Ce mai aștepți? Omoară-l! Oare va merge Daniel până la capăt? Sorin a murit. Lăsați-mă să-l duc la spital, să-l salvez și vă jur că poliția nu o să vină aici. Tu așa-i faci în locul meu, ai dat drumul celui mai mare dușman al tău? De ce mă urăști atât? De ce? Transportul ăla de arme nu e decât un paravan, alea sunt afaceri. Și tu ai fi făcut la fel în locul nu meu. Nu mă compara cu tine, necredinciosule! Dane, Dane, gândește-te pentru ultima oară. Fii lucid. Nu face asta ca o să dispari. Poate că da, poate că nu. Ce mai aștepți? Ucide-l! Dar de ce nu mă ucizi tu, mă? Nu ești bărbat, nu? Știu, știu că nu ești bărbat. Știi ce ești tu, mă? Doar un mâncător de rahat, asta ești. Are cine să te ucide, fiul tău, eu stau și privesc. Ești un eunuc, asta ești. Pentru că dacă erai bărbat, mă omorai tu. L-am cunoscut pe șeful tău, pe Salah. Ăla a fost bărbat, nu tu. Nu mă provoci. Nu mă provoci tu pe mine. Ali. Ali, marele om, marele domn, Ali. Prietene, vrei să spun ceva? Pun părul că atunci când făceai dragoste cu Zulea, aia se gândea la mine. Am fost mai bărbat de 1000 de ori decât tine. Te sfinte cu mâna mea și țintind intestinele de pe piept să le vezi apurind! Numai gura ai de tine! Îndrăznește să mai miști cuțitul la un pic și o să am cel mai bun motiv să te execut. Eu sunt, ce s-a întâmplat cu Florin? Daniel l-a împușcat pe Sorin. Frățioare, venit cu impuls. Mimor, trăiește! Ce ați făcut cu oamenii lui Ali? Sunt toți legați, imobilizați. Foarte bine. Pe Daniel îl luăm cu noi. Și cu albiciosul ăsta ce facem? Dacă nu mă împuși tu acum, eu vin după tine. Noi doi o să ne mai întâlnim. Asta e o amenințare? Nea, e o promisiune. Iani, mamă! Hai, scoală-te odată! Dar de ce, bre? Să omoară unii afară, ce faci, Heidi? Așa și? Fostul rege a capitulat din nou în fața nemiloasei realități. Mai curajoasă, Cometa e atentă la cel mai mic zgomot. E, nasol aici! Mai curit! De ce faci, bre? Așa! Ce faci? Dar nu te mișca! Lasă-mă să mă pitulez în spatele tău! Așa! Că ăștia care s-o moară afară, cred că avea și acea inimă bună să nu dea într-o femeie și nici să o moare. Că dacă vine aici, eu le dau perversă în spate. Adică să umilisc eu și să trăiești tu, asta vrei? Păi da, vreda, bătale, și ca istoria ce-o să te așa, băiat, inerel, fruciucărel, frumoșel, uite adică că la vinice. Adică eu îți bătrână, ia inimamă, să mor, a? Uite-te, nu, Chibi, îți bun, îți bătrână. Mamă, fădă, n-am vrut să spun... Ești bătrân. N-am vrut să spun asta că ești bătrân, n-am vrut să spun că... Matale, ai experiență de viață. Matale, ai trecut prin foarte multe lucruri, dar asta ești ca istoria. Aoleu, Doamne, uite-te la mine câte minune ai făcut pe lume. Mă uit. Și ajută-mă, Doamne, taci că vorbiți cu Domnul. Ajută-mă, Doamne, să nu dau o perversă acum ca să rămână orfană de copil. Ia, ușa, s-a uit. Așa, și? Trecim. Nu! Treci în față! Nu te-ai bani la copiilor? Treci. Vrei să veberească ăștia? Treci în față, ce să-i bărbat odată, treci! Vici, că vin ăștia și din pușcă acum, hai! Hai că reușim, hai că reușim! Hai! Dai! Haide! Hai odată! Dricule! Dacă mă bate! Haide! Mă salutați! Haide! Mă salutați în mine, vă mă-ncavar balamucu! Oare cum își va explica Daniel oribila-i faptă? Dacă Sorin moare, tu o să mor de mâna asta. O, ăsta era planul? Și cine sunt cei doi bărbați mascați care i-au salvat? Chiar credeai că îi ratezi inima de într-un metru, tata? Mă jignești. Am tras în așa fel încât să știu că o să facă bine, nu crezi? Ce rămâne de făcut acum, tata? Tată? Cum adică, tata?
Mădăin? Ai chemat pe ăsta să se salveze nenorocitul? Terminați cu prostiile, terminați! Terminați! Sambora, oamenii lui Ali, ce-i cu ei? Mai erau vreo 6-7 în beci și am lobizat acolo. Bine, perfect. Sorin, Sorin, o să faci bine, băiatul meu. Tu roagă-te să scăpăm în viață de aici, ca afară ne reglăm conturile. Acum, Mădălin. Duceți-l la spital, eu mai am ceva de rezolvat aici. Mădălin, nu te duci, o să fii prins. O să fiți voi prinși dacă nu plecați acum. Mădălin. Tată, se duce la spital. Hai, haide să plecăm o dată de aici, hai. Ce cu Mădălin? Lasă că se descurcă el, e băia mare. De ce Dumnezeului nu răspunde niciunul? Trebuie să crezi. Și va fi bine, Valeria. Deși i-au spus ce are de gând să facă, Mădălin i-a ascuns mamei sale detaliile care ar fi putut să o sperie. Tata are dreptate. Trebuie să am încredere în Mădălin că face ce trebuie. Mi-a demonstrat că este destul de matur să aibă grijă de familia asta. Eu propun să ne rugăm împreună. În felul ăsta le vom fi de folos și lui Mădălin și lui Sorin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Zuleia a încercat în zadar să-și impună autoritatea în fața Fatimei. Aceasta e de neclintit. Fatima, lasă-mă să plec. Pleci nicăieri. Lasă armă și promit că nu-ți fac nimic. Hai, stai jos. Mădălin, pleacă de aici, nu trebuia să vii după mine. O să fiți omorâți amândoi. Sigur, hai. Hai, gura mare. Noi dăm cu praf de mers acum, prieten. Du-te. Hai. Ce s-a întâmplat? Ce te-a oprit? Nu vin cu tine. Cum să nu vin cu mine? Eu fac din casa asta, nu plec, să fie clar. Tu nu înțelegi, o să omoare pe mama. Păi mergem, o luăm și pe ea și plecăm toți trei de aici. Nu, nu plec cu tine. Sune, te rog frumos, înțelegi, odată-mi pe doamna, că te iubesc mai mult decât orice pe lumea asta. Mergi din casa asta fără cum nu plec. Dă-te la o parte. Rău, pleacă. Dă-te la o parte, rog frumos. Dacă mă iubești măcar puțin, pleacă înainte să se întâmple ceva. Să mă întorc după tine. Prindeți-l! E în casă! Să nu mor, Sorine, să nu mor, te impor, să nu mor. A doua tagă, fă ceva! Damian a reușit să-și aducă fiul la spital. Rana acestuia pare a fi deosebit de gravă. Stai, ajută, ajută! Încet, încet, încet! Du-te după doctor, ce stai? Dă-mă jos! Băiatul meu scump, băiatul meu scump, să nu mori. Dacă moare, dacă moare, dacă moare. Da, știu, să mă omor și pe mine, dar nu să mor. De ce ești tu atât de sigur? Pentru că unde l-am împușcat, nu are artere, nu are vene, nu are puncte critice, o să fie bine. Și de ce te-aș crede acum? Că dacă vreau să-l omor, l-am împușcat în cap, nu crezi? Nu l-am împușcat în cap, l-am împușcat într-un loc unde se facă bine. Ai uitat că sunt netist? Tu dimineți cu o țintă unde vrei tu, la un kilometru. Și care era planul? Să mă omori și pe mine tot așa? Nu, planul era să te provoc pe tine să faci ceva. Să-l împuși din greșeală pe valet și tu să pui mâna pe armă. Și de ce nu mi-ai spus dinainte? Că a trebuit să improvizezi când ați apărut amândoi acolo. Trebuia decât să-l găsești și zdracului din casă până te n-am de vorbit cu Ali. Ce s-a întâmplat? Frate, ce-ați făcut? Are o rană la piept. Văd, dar este o rană de glonț. Accident de vânătoare, doctore. În fine, hai să-l ducem repede la urgență, că n-avem timp. Mai repede, că-l pierdem. Hai, doctore! Ai face bine să te rogi ca fratele tău să trăiască, pentru că dacă nu, nu mai ai multe zile. Crede-mă. Să fie bine. Desleagă-o! Larisa, desleagă-o! În decurs de câteva minute, Ali a fost la un pas de a-și pierde viața de două ori. Mai devreme, cea care l-a salvat a fost chiar Sunia. M-ai prins? Bărbatul care a fost aici
este iubitul ăsta. Știu, poți pleca. Dar eu? Am spus să pleci. Ia-o și pe Larisa. Tot tu comentezi? Noi doi avem de vorbit. Zuleia, pleacă și tu. Lasă-mă puțin cu Sonia. L-ai omorât? Ce vrei? Vreau să știu. De ce? De ce ce? De ce mi-ai salvat viața? Trebuie să există o explicație. Eu am chinuit-o pe mama ta. Ție ți-am interzis să te mai vezi cu bărbatul ăla. Tot ce am făcut trebuie să te stârnească împotriva mea. Ești tatăl meu. Sunt tatăl tău. Asta e explicația. Ești tatăl meu. N-aș putea să las pe nimeni să-ți facă rău. Și n-aș putea să-ți fac eu rău. Mulțumesc lui Allah că mi-a dat o fată ca tine. Dacă ai fi fost băiat, amândoi putem da foc lumii. Sunt fiica ta și aș fi în stare să dau foc lumii pentru tine. Niciodată, nu-i așa? Sunt prizonieră în sufletul meu, nu trebuie să mă lege, să mă țin aici. Ai răbdare. Ai răbdare și într-o zi o să poți pleca în lume. Îți promite mama. Explicația dată de Daniel e coerentă și plauzibilă. Și-l crezi? Pe cine? Pe Daniel. Că a planificat totul și că n-a vrut să-l omoare pe Sorin? Da. Sambora, Daniel este unul dintre cei mai buni trăgători din lume. Deci îl crezi? Pe mine altceva m-a speriat. Privirea aia pe care o avea. Era privirea unui om care nu mai crede nimeni și nimic. Doctore, zi-mi, cum e? Tocmai ce am terminat operația cu jumătate de oră în urmă, am reușit să-i scoatem glonțul, va fi bine. Apropo, cum a fost rănit? Și de data asta vreau adevărul. Doctore, ți-am spus, accident de vânătoare. Își curăța arma și s-a descărcat întâmplător. Da, oricum am raportat mai departe. Așa. Foarte bine, fă ce trebuie să faci, doctore. Important este că Sorin a scăpat. Asta e important, nu hârțogăraie. Fiul tău a avut un noroc chior. Adică? Adică glonțul a pătruns într-o zonă unde nu sunt nici artere, nici vene. Mai pe limba mea că nu sunt doctor. Deci dacă era 5 cm mai sus, mai jos, sau stânga, sau dreapta, acum ar fi fost mort. Mersi, doctore. Îți mulțumesc. Oricum, când se va trezi, va trebui să dea o declarație. Mă ocup eu de asta. Îți mulțumesc foarte mult, doctore. Mulțumesc, mulțumesc. Acum îl crezi? Operația s-a desfășurat fără complicații. A doua zi, de îndată ce a primit permisiunea medicilor, Natalia a venit lângă iubitul ei. Totul este numai din vina mea. Ce? E vina ta? Da. Tot ce s-a întâmplat este din vina mea. Dacă eu nu ți-aș fi zis să te implici în viața Larisei, nu ați fi fost răpiți. Are legătură cu ea, nu? Nu, iubito. Nu e nici vina ei. Știi, aș vrea să discutăm un pic despre noi doi. Nu înțeleg. Mi-am dat seama că viața este atât de scurtă și că ziua de mâine nu este asigurată nimănui. Poți să dispari într-o clipă. Ce vrei să zici cu asta? Vreau să spun că eu cu tine vreau să fiu tot restul vieții. Vrei să te căsătorești cu mine? Știu că n-am pregătit nimic, nu ți-am luat nici măcar inel.
Dar asta simt în momentul ăsta. Simt să mă căsătoresc cu tine. Da, da, vreau să mă căsătoresc cu tine. Și o să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ. După câteva zile de la ultimele evenimente, Larisa e pregătită pentru cununie de către soțiile lui Ali. Pentru fata lui Pardalian nu este chiar un motiv de bucurie. Dacă ești cu minte și îl respecti pe Ali, viața ta o să fie frumoasă. Eu nu vreau să mă mărit cu el. Nu mai contează ce vrei tu. Să nu uiți că eu sunt prima nevastă în casa asta, da? Deși l-ai trădat de atâtea ori. Da, dar eu sunt prima nevastă. Pe mine m-a luat din dragoste. Pe tine te-a luat din obligație. Cum adică din obligație? Nu ți-a povestit? Ea a fost soția fratelui lui Ali. Și după ce a murit, lui Ali s-a făcut milă de ea și a luat-o de nevastă. Dacă n-ar fi luat-o, ar fi rămas pe străzi. Dar cum puteți să trăiți așa? Să împărțiți același bărbat? Nu simțiți gelozie? O să mă duc să aduc tot ce trebuie ca să-ți aranjăm părul. Tu și cu mine o să fim ca două surori. Soțul musulman este obligat prin lege să ne iubească pe toate la fel, să ne facă cadouri la fel și să împartă patul între noi. Hai, ridică-te acum ca să te îmbrac. Am cu ce să mă îmbrac. De unde ai tu rochia arabească și văl? Eu nu o să port niciodată văl pe față. Sunt de etnie romă și sunt mândră de asta. Începând de azi, ești a treia nevastă a lui Ali. Și o să-i respecti numele sau... Sau ce? O să mă bați? Ajutor! Mă omoară! Lasă-mi pace! Salvează-mă! Nu vrea să poarte văl, Habibi, te dezonorează! Este adevărat, Larisa? Când m-ai cerut de nevastă, știai că sunt de etnie romă. Eu nu ți-am cerut ție niciodată să renunți la religia ta. Așa că nici tu nu mă forța să port hainele voastre. Acum o să-ți primești pedepsa. Prea bine. Prea bine? E o braznică care îți face numele de râs. Mai taci! Larisa va fi soția mea și se va îmbrăca de acum înainte cum vrea ea. Numai când ieși din casă, va trebui să porți haine arabești. În rest, faci cum vrei tu. Yani a scăpat cu bine din mâinile mafioților. După toate aparențele, băiatul lui Pardalian n-a rămas cu sechele de pe urma captivității. Hatica bunga, hatica bunga, hola, hăț, 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 hăț. Ce faci, hăț, hăț? Ce? Tăticule, ce? Ce față ai? Ce? Ai băut o lună continuu să fac spumele. Și costumul după tine? Ce? E nenorocire, zici că e mormânt părăsit și devastat. Bă, papagalule, bă! Ei! Ia uite-te tu mai bine, nu vezi tu ce sacoi ăsta, bă, lustrin, lustrin, bă! Palma de unii de la domnul din Milano! Bă, mă, tu ai și pune timbre pe ferentoare acolo? Cam ce eu. Ferentari, bă, papagalule? E vorba de Milano din Italia, bă! Auzi, eu pun pariu că tu nici nu știi unde-i cizma aia pe hartă! Cizma, bre? De? Bre, păi de acolo mi-ai cizme, bre! Cum te duci pe... Cum ești după ferentar? Pe stânga, pe calea Rahove. E, nu-i pe stânga, e pe dreapta, băule. Pe dreapta? Ia, uite, parcă ești o floricică. Păi și sâmbă. Ia, uite. Băi, Ani, mamă, așa mi-ești tu, mamă, la nuntă, cu picioarele goale, mă? Da, ce? Eu la nuntă? Eu? La nuntă? Uite, mamă, cum era la nuntă, mamă. Ce ai, mă? Mamă, să mă vezi? Strângeam la loto să moară miliția dacă eu mai intru în casă la Ali Baba, la Puleiman, care a vrut să mă inverseze la religia lui și că le-a în casă să mănâncă și hai Mazda, varză cu carne. Bă, porc! Nu, eu nu merg! Mama, nu merg la el în casă! Mamă, dar tu mergi la nuntă la surta.
La surâta care se mărită cu el. Mamă, te rog e mama ta frumos. Te rog e mama ta frumos. Domnule! Dar ce ai, mă? Îți spune, vrei să spun ce ai? Îți spune ce ai? Să-l fii că nu te ascundă. Opa! Mara câmpilor! Ei, dar unde vă duceți voi? Ori vă pregătiți de carnaval, ori de somn, clar! Noi ne ducem la taj, mă strica pe fraier. Ne ducem la o nuntă, la prietenul lui Pardalian, care e Ali. Și al lui Iani, prietenul. De... O nuntă? Vreau și să dansez la o nuntă. Bravo, mama! Și am auzit că se face și șpagă frumoasă la nuntă la aștia. Ui, brinze, du fetele la nuntă, că uite ce vrea să danseze. Și ăla trebuie să fie neam cu tine, măi, Ali. Dar nu e, mă, chiar așa, mă, nu e... Brinzi. Adică ziceai că-i văr cu tine, bă. La vârul tău, bă, sau așa ceva. Prin alianță am avut o ceartă și ne-am despărțit. Da se poate, Brinzi, unde ai auzit neamul să se certe, să nu se împace, să se pupe numai, bă. Brinzi, hai să mergem la Rina. Uite ce vrea la dante. Și vreau să-mi iau și costumul de dansa fără să fac și pagă bună. Fa, taci, fa și pupă pe Brinzi să te ducă, fa. Așa, și pupă și pe Iani, mamă, că poate te zici el. Hai, pupă, fă. Așa, lasă, dau urechitul mic. Scoate-mi la cu urechelnița ca mețești. Mulțumesc, doamna Cometa. Mi le dai numai așa, pănefe. Ai văzut, dacă nu știi să te porți, așa pățești cu mine. Dacă știi, ai bine. Iar e mamă, deci mergi la nuntă? Nu! Ceremonia cununiei tocmai s-a încheiat. Ali și-a văzut visul cu ochii. De acum ești soția mea. Te vei bucura de tot ce am. Îți voi oferi sprijin, respect, protecție. Să ne distrăm. Să ne bucurăm. Prințul meu, mă vrei să faci și tu un toast? Tu ce mă vrei să ne omoare ăștia aici? Măi, dar ce bine vorbești tu românește, dar de când? Îmi pare rău, vedele meu, te gândi dau cu vrații mei românii vorbesc gaiei. Eu zic să faceți voi un dans pentru mire și pentru mireză. Dați un bub și schimbați-vă. Bună idee. Prealumenatule, de fapt eu sunt cea mai cunut un gât, că se moară familia mea, dacă eu am văzut vreodată ceva așa de frumos la viața mea. Nu plânge, Cometo, nu plânge. Nu plâng, măi, lasă. Să vă dea Dumnezeu vostru sănătate, să vă dea fericire, să vă dea fac copii mulți și să mă chemați și la nuta lor, că eu n-am fa de gând să iau liftul prea repede. Și prealuminatule, te rog, poate că ai să te gândești să ștergem ce a fost în trecut. Dar zi-mă și tu ceva, o urare pentru generică, pentru fată. Da. Scoate ce prostie de pe cap. Bă, ăsta-i coroana lui Străbunicu, regele tablelor. Drag popor, iubit sat, ce e omul? Un rahat. Astăzi stă pe prispa cășii, mâini s-a dus în mama măsii. Că așa-i viața omului. Astăzi este, mâine... Așa că eu vă zic pe față, bucurați-vă de viață că e subțire ca o oață. Iar tu, fata mea cea creață, să știi că ai luat un bărbat ca un taur și ai prins și trenul de aur. Și pentru că vă iubiți, eu vă zic să ne trăiți! Hai, noroc! Foie verde! Să trăiești, mă. Să trăiești. Că bine le grești. Așa. Hai, nu, nu. Astea stau ca mutele, știi? Da. Astea că ale noastre sunt... Uite și tu un ban. O, Doamne. Zi, mama,
Ce s-a întâmplat? Mamă, sunt blestemată și binecuvântată în același timp. Spune-mi ce s-a întâmplat. Am făcut ce mi-ai zis. Când? Când am fost la mall să cumpărăm cadouri, am trecut pe la farmacie. Și ai luat test de sarcină? Am luat două. Și? Și sunt însărcinată, mamă. Liniștește-te. Liniștește-te să nu te vadă cineva așa, mamă. Hai că o să vedem noi cum face. Ce mă fac? Port copilul lui Mădălin în pântece. Tatăl meu vrea să-l omoare pe Mădălin. Ce mă fac? Avem timp să ne gândim la toate. Sarcina o să o ascundem în haină, o să vezi. Gata. O să-mi ia copilul și o să-l duc în deșert, așa. Acum ți-ai găsit și tu să ți se facă rău? La nunta tatălui tău? Hai, hai, revino-ți. Șarpele ăsta mă calcă pe bătături. Mai bine să mergem. Pentru Larisa, noaptea nunții este cea mai tristă noapte. Tânăra ar face orice să scape de îndatoririle conjugale. Ce faci aici? N-am nevoie de tine, pleacă. Crezi că m-ai învins? Ai făcut cea mai mare greșeală azi. Aș fi putut fi prietena ta. Ce faci? Ameninți? Acum te ameninți. Tu nu iubești pe Ali. Și el o să-și dea seama până la urma urmei și o să vrea să se răzbune. Iar eu am să fiu la dreapta lui. Să știi că nu mi-e frică de tine. Așa că pleacă acum și lasă-mă în pace. Vreau să rămân singură. Iartă-mă, Sorin. Iartă-mă pentru ce o să fac acum. Sorin ar fi ieșit de mult din spital, dar medicii n-au vrut să audă de așa ceva. Mădălin îi face o vizită pentru a-i mai ridica moralul. Frățioară, ce zici? Te mai țin ăștia mult aici? Doctorul mi-a spus că în câteva zile îmi va da drum. Băi, sincer, felicitări, am înțeles că ai cerut operatarea din căsătorie. Da. M-am gândit că ar trebui să fac și eu ceva cu viața mea. În cazul ăsta, noi doi o să fim cumnați, nu? Da. De Larisa, ce mai știi? Băi, din ce am înțeles... Din ce am înțeles, trebuia să se căsătorească cu arabul ăla sau... Sau căsătorii, deja nu știu cu exactitate. Știi că ea s-a căsătorit cu animalul ăla. Doar ca să trăiesc eu? Serios? Nu știam. Ea și-a sacrificat viața ca eu să fiu fericit și să mă pot căsători cu Natalia. Văd că te cam afectează nunta asta. Mă doare sufletul că nu pot ajuta și eu, așa cum a ajutat și ea. E mai mult de atât, nu? Mădălin, eu iubesc pe Natalia, nu înțelege greșit. Dar când o văd pe Larisa, efectiv ceva în mine vibrează. Mă, tu o iubești? Nu cred. De fapt, nici nu știu. Oricum, o iubesc pe Natalia și să mă căsătoresc cu ea. Punct. Larisa și-a respectat jurământul față de Ali, dar nimic nu o va obliga să-l iubească pe cel care i-a devenit soț. Dacă te apropii de mine, sar! Dă-te jos de acolo. Ai să amețești.
și cazi. Mă las să plec? E soția mea. Acum nu pot să mai fac asta. Dă-te jos. De acolo. Stai acolo! Dacă te apropii, sar. Hai să mori. Nu-mi pasă. Să trăiesc cu tine e tot un fel de moarte. Stai acolo, nu te apropia, că o să sar acum! Nu! Chiar mă, dar tu de cine ai cerut bani de la Rabu, bă, pentru Larisa? A? Da, pre... Cum fă să cer bani ce ai nebunii, fă? Ticul să cerit așa. Dar chiar de ce noi am cerut eu bani, mă? Deci nu e posibil așa ceva. Cum poate să vină un arab la noi în țară cu câțiva bani să facă ce vrea el? Așa ceva e inadmisibil. Dacă n-aș fi știut că mă iubești, aș fi fost geloasă. Adică tu nu ești prinț? Tu ești român? Măcar dacă era și el fotbalist și avea bani. Niște bani de taxi ne dai? De maxi taxi am. Ia să vă explic. Am visat că o să intru într-un bar. Și culmea, o să te cunosc pe tine. În vis, nu am apucat să facem cunoștință, dar vreau să rectific asta. Și o să începem acum. Tania, și am un prieten. Da. Bun, Daniel și, din păcate, singur. Fiul tău dorește să fie în tabăra mea, așa că trebuie să-și dovedească loialitatea. Împușcă-i. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Nenorocitule, o să plătești pentru asta. Lasă-mă să văd ce s-a întâmplat. Am spus că nu pleci nicăieri. Te spinte cu mâna mea și îți întind intestinele pe piept să le vezi aburind. Trebuie să am încredere, Madalin, că face ce trebuie. Prindeți-l! E în casă! Te iert. Mă ierți? Tu mă ierți pe mine? Da. Tu? Împușcă-l! Din episoadele anterioare. Adio, Sorin. Sorin a fost împușcat în fața lui Ali de propriul său frate. Mai târziu, Daniel și-a explicat fapta susținând că fusese doar o diversiune pentru a-i distrage atenția șefului mafiei. Dacă moare... Da, știu. Să mă omor și pe mine. Dar nu să mor. De ce ești tu atât de sigur? Pentru că nu de la un împușcat. Nu are artere, nu are vene, nu are puncte critice, o să fie bine. Și de ce dai crede acum? Că dacă vreau să-l omor, îl pușcam în cap, nu crezi? Nu mai mâncăm niciun fel de fruct de gata! Dar ce faci, prințe? Le super pe fete? Vrei să arunci cu banii în stânga și în dreapta pe botox și acid hialuronic? Radu își vede fericirea subminată chiar de către Ionuț. Mezinul le-a sugerat fetelor că ar fi timpul să obțină niște avantaje de pe urma conviețuirii cu iubărețul prinț. Uite, eu vreau botox. Să am butere așa. Ca păpușa Barbie. Și prințele mie pot să-mi pui siliconele mari. La cât de bogat ești? Ce mai contează câteva mii de euro, nu? Fă-le poftele fetelor. Nu mai există nici o îndoială. Testul i-a confirmat Suniei că este însărcinată. Din nefericire, copilul ar putea crește în lipsa tatălui său, Mădălin. Nu sunt de drumul niciodată, nu-i așa? Sunt prizonieră în sufletul meu, nu trebuie să mă lege, să mă țin aici. Ce om? Urat! Ali și-a văzut visul cu ochii. Larisa a devenit cea de-a treia soție a lui. Tânăra și-a dat seama însă că nu va putea niciodată să trăiască alături de acesta. Așa că eu vă zic pe față, bucurați-vă de viață că e subțire ca o oață. Dacă vrei să afli ce s-a întâmplat cu Larisa, rămâi alături de noi. Suspansul îți dă întâlnire într-un nou episod din Iubiri Secrete. Hai să mori. Nu-mi pasă. Să trăiesc cu tine e tot un fel de moarte. Stai acolo, nu te apropia, că o să sar acum. Nu!